Eu mâine, poi mâine ajung suta, dar nu mai pot este. S-a făcut un lucru bun, să știți. Acum să vedeți că o să terminați. Și vin ieștept de la care... Ei! Nu e bine că trebuia... Așa, am auzit și acum deja să găsesc. Am 70 de ani și de 70 de ani n-a fost asfalt aici. Se mai turna din când în când pietriș și atâta tot. Chiar sunt fericită, de-aia stau mai mult la geam și mă uit, parcă m-am mutat într-un alt loc, într-un alt oraș. E bună organizarea, bună, lucrează în echipă. Asta tare mult mi-a plăcut. Administrația locală, primăria și cunoscând întreaga activitate și fiind turdeancă. Și am lucrat și eu o perioadă în administrație, pot să spun, deci în cunoștință de cauză chiar, că e bine. Și își dau silința, altfel arată orașul ăsta, numai ăsta este adevărat. Am citit pliantul acela în care este planificarea pe următorii ani a fondurilor. În orice caz, sunt foarte bine, se fac foarte multe locuri de joacă pentru copii și mai ales de recreere pentru orașul acesta. Oamenii nu aveau unde merge efectiv. Plecau din Turda, plecau la un sfârșit de săptămână. Acum e bine și deja tot mai bine și în parcuri și peste tot și mai ales eu fiind pensionară. Și chiar vorbeam cu mulți pensionari, pentru noi o mană cerească, că avem unde ieși. Înainte era aici, mă rog, niște lemni, niște aruncături de toate, drumul stricat, așa întâmplă până acolo, la care este la cean, drumul ceanul. Să ajungă bine și să-și facă datoria toți în timpul în care s-au luptat de a făcut treburile astea. Chiar domnul primar, că cred că toate treburile au fost de la dânsul date. De dânsul au fost programate și judecate în treburile astea. Și domnul primar, eu îi doresc să aibă o viață și cât de mult să poată să știe, să poată să facă treaba asta, să știe cu toate treburile a Turze, a orașului nostru. Bine să fie pentru toată conducerea a orașului, care s-a luptat pentru treaba asta, cu posibilitățile care au fost odată ce interesurile, cum a trebuit. S-a mișcat foarte bine și un lucru foarte bun ce se face. Mai rar așa, nu pot niciodată făcut pe aici. Am să fac niște lucruri foarte frumoase, diferență mare. Am să facem că parcări, misosele să fac, parcările tăti în regulă să fac. Dar tot un lucru bun să face, domnule. Primarul ăsta face lucruri frumoase. Nu a făcut niciunul ca asta. Asta ce e adevărul ăsta e. Că s-au făcut parcări, au făcut tot. Trebuie să-l străca tăti de garajele, tăti ca la țigani era. Am făcut să facem parcări faine și foarte frumos. E foarte bine că s-a făcut. Deci necesita Turda așa ceva. Pentru că era dezastru cu tot ce e pe aici și prin Turda. Infrastructura era pe nicăieri. Dacă tot îs niște bani europeni, să ajute omul. Să fie o fațadă frumoasă a Turzii. Să fie un oraș, într-adevăr, un oraș care o lua niște bani ca să facă ceva pentru om. E foarte bine și pentru că vin bani din turism și asta ne încântă. Ne dorim să fie frumoasă Turda. Oamenii de mult le-au sesizat la primărie, cu ani în urmă, dar abia acum văd că s-au pus pe treabă. Dacă numai acum s-au găsit omul potrivit. Suntem în Turda și noi, până acum n-am fost în Turda. Am văzut că toată Turda a început să se facă lucrări. Eu am zis că îl mai votez pe domn primar, dacă îi dă Dumnezeu sănătate. Eu sunt foarte mulțumită că ne-au făcut drumul și zi. 45 de aici și până nu a făcut niciun primar că tot a făcut însă. Așa a fost. A făcut domnii pentru ei. Eu stau aici de 21 de ani
tot anunțea că de la noi se face un tabletul cel la primărie, semnează aia, dacă vrem canalizare, trotuar. Uite că acum după 21 de ani vin rândul. Niciodată nu-i prețul. Asta e. Suntem mulțumiți, au lucrat băieții. Frumos. N-am crezut așa ceva. E o treabă foarte bună, realizată, mai ales când erau ploi mari, tot timpul duceau nisipul și pământul în jos și era dezastru acolo jos, în Bariciu. E o bucurie că în sfârșit s-au realizat. Ne bucurăm că și Turdaia e un oraș frumos acum. În primul rând vreau să mulțumesc administrației și domnului primar Matei Crisean, da, pentru lucrarea care se face aici. Noi care locuim aici știm că e o lucrare complexă, care necesită multă muncă și fonduri și e chiar un moment fericit pentru noi toți. Mulțumim! Așteptam de mult lucrul ăsta și ia că am ajuns la momentul cel mai bun. Să umbli pe pământ și prin grob și prin oroaie față de ce e acum, clar că e un lucru foarte bun. Ne bucurăm și sperăm să fie în continuare tot orașul așa. Felicitări la domn primar și la conducerea locală. E foarte, foarte, foarte frumos. Tot respectul pentru primarul din Turda. Până acum nu s-au prea făcut multe lucruri în Turda. Acum să văd. Într-adevăr că Turda e în șantier, tătă Turda, dar să și văd lucruri făcute, frumos. Față de cum a fost, e excelent. Calitatea e foarte bună și cu sinceră răspundere. Că știți? Eu am urmărit în continuu, că fiind în pensie 75 de ani, cât am avut timp să mă mai uit la lucrările care le-au făcut. Și suntem bucuroși că, în sfârșit, am ajuns și noi la un oraș. Putem spune că e oraș acum. Că înainte era ca la țară, și era bălțile și noroiul. Și doresc și în continuare să fac și șantierul și primăria lucrări pentru toată populația din Turda. Ajungem să fim și noi moderni. Era noroi și iarna alunecuș, nu puteam să coborâm. Era foarte greu, acum e foarte fain. Și s-a făcut așa, un nivel așa frumos. O lucra băieți bine, foarte bine și a fost și căldura asta, chiar m-am uitat la ei, dar foarte, foarte greu le-a fost. Păi ei lucrau toată ziua, până seara. Păi nu se poate compara, nu se poate, că atunci nici măcar asfalt nu era. Nu a fost asfalt, deși era raportat că s-a asfaltat cândva. Păi bine că eu aici am copilărit, aici am crescut pe strada asta, atunci da, era pământ. Acum mai bine. Eu sunt mulțumit cel puțin. Când ploata Iona ne vine apa în casă, trebuie să stăm afară cu mături, cu găleți, dar acum s-a rezolvat și pentru noi. Ne bucurăm mult, să știți. Da, acum putem să ieșim în papoși de casă. Că nu, și era noroi și după ce șans pe mijlocul locul drumului. Și era problemă și iarna iarăși era rău pentru vecinii care au mașini de circulat. Acum avem condiții mai bune. Și mulțumim domnului primar și primărie că au avut grijă de noi. E super ok. Super, îmi pare foarte bine că s-a făcut, că tot inundat am fost tot timpul. Deci când veneau vijelii, ploi, eram casă de casă cu apa pe sub frigidere. În fine, e foarte bine ceea ce s-a făcut. Mulțumim totodată domnului Matei. Am început în oraș numai să fie bani și timp să se termine. Că în rest, e pornit bine, peste tot. Lucrările sunt foarte bune și domn primar s-a gândit foarte bine ca să facă strada, că niciun primar până la domnul primar nu a făcut niciunul. Tătul a zis că nu suntem în plan și nu suntem în plan cu canalizările, că nu sunt făcute, și acum domnul primar l-a făcut cu tot
stima, le mulțumim lui domn primar că le-a putut rezolva cu bani europeni. Diferența față cum era, era tot numai un noroi și o mocirlă și acum îi foarte bine. Nu mai este mocirlă, nu mai este nimic. Sunt mai multe lucrări, dar sperăm să rezolvă. Se rezolvă pe rând, tot se rezolvă și canalizările mai ales s-au rezolvat, că sunt mai multe echipe de lucrări și, cu lucru și pot să le facă, poate să le facă. Aceasta a fost o stradă inundată. Tot timpul am avut probleme cu grope aici pe stradă, mai ales că e destul de circulată. Așa că ce putem să spunem? Suntem mulțumiți. Acum ales eu bătrân, dar mai sunt acolo niște fete mai în vârstă decât mine și au spus că niciodată nu și-au închipuit că o să vadă asfalt pe strada asta, dar nici eu.